Paștele Cailor sau Todorița are loc de obicei în prima sâmbătă a postului Paștelui de Sfântul Toader, de unde vine și denumirea de Todorița. Anul acesta, sărbătoarea a picat în data de 4 martie. Invitația pentru târgovișteni și dâmbovițeni a fost făcută oficial de primarul municipiului Târgoviște în cadrul unei conferințe de presă. Invit toți târgovișteni, toți dâmbovițeni, toți iubitorii de spectacol să vină mâine, începând cu orele 10:30, în cartierul Matei Voievod sau în cartierul Sârbi, pentru evenimentele prilejuite de această sărbătoare. Vor fi tradiționale concursuri hipice, de asemenea va fi un spectacol de folclor. De asemenea, vom avea, bineînțeles, și vestitele specialități culinare. Paștele Cailor sau Todorița este practic sărbătoarea primăverii care pregătește muncile agricole ale gospodarilor. Aceasta este menită să întărească legătura între grădinar și ajutorul său de nădejde, calul. Animalul va fi sfințit pentru a fi sănătos și bun de muncă tot anul. Gospodinele din comunitatea bulgară mai pregătesc concete, figurine dintr-un aluat special și merg cu ele dimineață la biserică pentru a fi sfințite. La ieșirea din biserică, preotul sfințește caii, iar restul evenimentelor se vor desfășura apoi afară. Vor avea loc concursuri și spectacole folclorice. Ne întâlnim acum cu ocazia 19 ediții a acestui eveniment care începe, de fapt, cu un obiceiul de a sfinți cai. Acesta este în centrul atenției. Noi l-am îmbrăcat și i-am dat, după posibilitățile noastre și ajutați de către primărie, anvergura de a fi văzut și de a fi perceput atât din localitate, aici de Târgovișteni, cât și oaspeți din altă parte. Aș începe că la acest eveniment o să vină oaspeți întâi, o să fie din partea ambasadei Republicii Bulgaria, o să vină din Bulgaria, de la diferite instituții, academicieni, profesori, s-au anunțat, care sunt interesați de obiceiul nostru, pe care noi l-am păstrat din Bulgaria. Comunitatea bulgară din Târgoviște este o comunitate aparte, o comunitate unică. Este una din puținele comunități care și-au păstrat tradițiile, care și-au păstrat obiceiurile, care și-au păstrat portul popular. Din acest punct de vedere, reprezintă, dacă vreți, și o atracție pentru municipiul Târgoviște, sau atracția municipiului Târgoviște. Veți vedea la această sărbătoare că participă foarte mulți copii îmbrăcați în portul tradițional. Este, an de an, reprezintă un spectacol absolut deosebit, tot ceea ce se întâmplă acolo. Noi participăm cu mare plăcere la acest eveniment și este, într-adevăr, ceva unic. Nu mai vezi în altă parte o asemenea desfășurare de evenimente, repet, pornind de la portul popular și terminând cu spectacole.